Bună ziua și bun găsit! Sunt Magda Axinte și ne întâlnim din nou în Punctul Zero. Vom vorbi astăzi despre sănătate, despre trup și despre suflet, pe subiecte de interes și cu invitat surpriză. Ne propunem deci să vorbim despre posibilele capcane pe drumul evoluției spirituale cu Doru Bem, iar în rubrica Terapia prin lectură vom afla despre ultima apariție editorială sub semnătura lui Ioan Iuri Pascu, chiar de la autor. Suntem în plină primăvară, venim după o iarnă grea și prelungită și de aceea cred că e potrivit să vorbim despre detoxifiere în general. Profităm de prezența în emisiune a unui specialist în nutriție, doctorul Iulian Zonenstein, de la care vom afla care sunt beneficiile postului și cum putem face ca postul să nu devină o cură de îngrășare sau un atac pentru ficat. Așa că vom avea o întâlnire în Punctul Zero plină de sfaturi bune și interesante. În minutele ce urmează, vă invit să descoperim capcanele evoluției spirituale în viziunea invitatului nostru, Doru Bem, cunoscut celor care s-au angajat pe drumul dezvoltării personale. Dragă Doru, tu ești actor și în același timp un bun cunoscător al științelor subtile. Aici mă refer la Reiki, la astrologie, Feng Shui, tehnici de meditație. Toate aceste domenii le-ai studiat cu foarte multă pasiune, atât actoria, cât și aceste, să spunem, domenii ezoterice pentru foarte mulți. Și le-ai făcut cu profesionalism. Asta se observă din cursurile tale, am participat la ele și, într-adevăr, sunt cursuri făcute de un profesionist. Cum vezi tu în spiritualitate profesionismul? În primul rând, bine v-am găsit aici la Iași și vouă, dragilor ieșeni. Eu cred, da, absolut, este o condiție esențială ca profesionalismul să se manifeste absolut peste tot, nu numai în spiritualitate, să-i spunem, ca să nu-i zicem neapărat ezoterism, ci spiritualitate, ca și în orice altă ramură a vieții, până la urmă. Profesionismul văd aici simplu. În primul rând, el trebuie să pornească, având în vedere că e vorba de spiritualitate, trebuie să pornească dintr-o chestiune lăuntrică. Dacă există o chestiune lăuntrică adevărată și o aplicare către studiu și către acel studiu fundamental, acel studiu care îți oferă realitatea, nu? Și curățenia și normalitatea și toată satisfacția unei lecturi și a unui studiu concret, real. Și asta e un lucru important, foarte important. Să știi ce e aia energie, să știi ce e aia centri energetici, dar real, concret, adică nu pe pereți. Să știi ce e, să știi pe ce să te sprijini și de ce să te folosești, de ce e nevoie să cunoști ca să ai o bază, o structură pe care să mergi. Este teribil de importantă lectura, este teribil de important studiu, dar studiul acelor cărți fundamentale. Deci trebuie văzute toate lucrurile astea. Da, într-adevăr, este o capcană aici. Foarte mulți din cei care merg în grupuri spirituale capătă inițierii multe la rând, foarte multe sisteme s-au dezvoltat. Pornind de la sistemul de Reiki Usui, s-au dezvoltat foarte multe. Și au senzația aceasta de, la un moment dat, de mic vrăjitor. Care da, e o prostie. Energia poate face, deschide drumurile, face lucrurile să se întâmple. Păi asta este capcana, asta este capcana lui Satana. Hristos îți spune că lumea lui nu face parte din lumea aceasta. Și asta înseamnă că dacă tu ești pe lumea asta și nu este lumea lui Hristos, înseamnă că tu trebuie să ai o lucrare lăuntrică permanentă pentru lumea cealaltă. E clar asta din ceea ce spune Hristos. E evident, e logic, adică nu? Da. E logic. Dacă tu ești în lumea asta și asta nu e lumea lui Hristos, lăuntric înăuntru tău înseamnă că tu trebuie să lucrezi pentru lumea de cea viitoare, cea a lui Hristos și a ta. Dacă tu din viața asta începi să lucrezi pentru viața asta ca să fii tu șmecher și să-i faci pe toți, înseamnă că tu lucrezi pentru cel al cărui regat este pământul. Și știm bine că regatul ăla s-ar putea să fie al cezarului, dar nu despre cezar vorbim aici, sau al celui care este sub pământ și atunci înțelegem foarte bine despre ce coarne roșii vorbim. Despre asta e vorba. Omul alege permanent între Dumnezeu și Satana, nu alege între altceva. Doar între asta, între Dumnezeu și Satana. Așa, evident, ca fundal zdravă, da? În toate alegerile din viață.
Și atunci poți să te apuci și să intri într-o efervescență a unei căutări spirituale, care poate să fie excepțională și extraordinară, și din păcate poți ajunge pe o pantă atât de alunecoasă încât să ai impresia că prin diplome tu îți dobândești spiritualitatea și prin bani, mai întâi prin bani și după aia prin diplome. Ceea ce este total și total greșit. Pentru că după aia se întâmplă, bineînțeles, să zici, a, deci acum sunt maestru Reiki nu știu de care, mai iau încă 100 de inițieri pe Reiki nu știu de care, deci sunt foarte șmecher, mai fac și radiestezie, fac și cristaloterapie și autocontrol și de fapt sunt foarte șmecher. Și fac cât mai multe diplome, să mă recunoască toată lumea, să mă aduleze, să mă placă, să fiu extraordinar. Și după aia o să fiu foarte șmecher și asta e spiritualitatea mea. Deci este o spiritualitate de meltean, de ceafă, de porc. La modul cel mai sincer. Nu pot să fiu, nu pot să fiu altfel. Când știu că sunt oameni de genul ăsta, care excrochează alți confrați de-ai mei și nu numai că excrochează, dar că vin cu o asemenea energie malefică în spate. Asta este dureros. Când se întâmplă, mai ales grupările astea care se strâng între ele ca nu cumva să se ducă, să nu cumva să vrunul de la vrun într-o parte unde s-au făcut cursuri și băi, oamenilor, e vorba despre niște cursuri, e ca și cum m-aș duce să plătesc niște cursuri de sport, asta nu înțelege omul. Da. Deci eu mă duc la un curs de sport ca să învăț să fac exerciții fizice. Eu nu mă duc la un curs de sport ca să, după cursul de sport, să am impresia că sunt Gică Hagi. Că eu ca să fiu Gică Hagi am nevoie de 20 de ani de antrenament, adică n-am și depinde și de vârstă la un moment dat, știi? Adică și te duci să plătești cursurile alea și te duci la cursurile alea ca să înveți niște lucruri. Așa se întâmplă și la cursurile spirituale, să zicem, tehnico, științe inițiatice și mai departe. Nu ca să form, nu ca să devii o sectă, ca să devii un pol de putere, nu, te duci pur și simplu ca la orice curs din lumea asta. Păi ce facem? Facem secta Gică Hagi, secta Nadia Comăneci, secta, este boală. Și evident că e lucrarea celuilalt. Trebuie să existe iubire în suflet, să existe legătură între oameni, să se înțeleagă și să-și vrea binele reciproc. Când oamenii își vor rău reciproc, să se lucreze între ei, să se facă, să se moșmondească, asta este boală, asta este satanism. Asta nu are nicio legătură cu niciun fel de lecția lui Hristos. Să începem astăzi să vorbim despre gând. Am încheiat rubrica din ediția trecută cu un citat al lui René Descartes. Numai pe gândurile noastre suntem pe deplin stăpâni. Da, avem liber arbitru să alegem ce gândim, cum gândim și asta ne construiește viața pe care o trăim. Dar practic așa se întâmplă? Suntem noi stăpânii minții sau este ea stăpâna noastră? Cred că ar fi bine ca fiecare dintre noi să ne gândim foarte serios cine e stăpânul. Reușim să ne gestionăm corect și constructiv gândurile? Sau ele de multe ori ne copleșesc, ne induc stări de frică, neîncredere, chiar panică? De cele mai multe ori, suntem cu gândul ori în trecut, ori în viitor. Când suntem cu gândul în trecut, ne aducem aminte de frânturi din viața noastră, avem sentimente de regret, de frustrare sau privim cu nostalgie, considerând prezentul nesatisfăcător. Gândul se duce și în viitorul pe care îl privim cu speranță sau cu frică, cu grija zilei de mâine. Toate aceste gânduri determină chimia corpului. Pot fi ca un elixir al corpului fizic sau ca o otravă. Cele mai multe dintre gânduri nu sunt ale noastre. Poate părea ciudat, pentru că ele totuși sunt în mintea noastră. Noi lucrăm cu ele, noi creăm scenariile vieții noastre cu ele. Și totuși, multe nu sunt ale noastre. Ele provin din educația dată de părinți, de școală, din informații mass media. Câte frici și gânduri sumbre despre viitor vin din mass media? Câtă nesiguranță? Din păcate știm cu toții răspunsul. Iar toate aceste stări ne influențează sănătatea într-un mod fundamental, cum nici nu ne putem imagina, prin modificarea stărilor noastre emoționale. Și de aici apar stresul și stările anxioase. Starea de prezență este cea care ne poate echilibra și aduce o stare de bine, dar despre asta vom vorbi săptămâna viitoare. Vă las acum cu meditația săptămânii.
întâlnim în punctul zero cu domnul doctor Iulian Zonenstein. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! V-am invitat în emisiunea noastră în calitatea dumneavoastră de promotor al unui stil de viață sănătos. În primul rând aș vrea să ne spuneți dumneavoastră ce înseamnă un stil de viață sănătos, ce înseamnă starea de bine, de fapt. Cred că ca să definim starea de bine ne-ar lua foarte mult timp. Starea de bine e un aspect care este foarte subiectiv. Am putea să-l tratăm din punct de vedere medical, dar nu o să o facem. Este acea situație în care fiecare om se simte în largul lui, se simte că funcționează armonios. Când vorbim de starea de bine, este necesar să luăm în considerație multiple aspecte ale organismului uman și nu doar unul singur. Dar care ar fi principiile cele mai importante pentru un om care începe, își dorește să schimbe ceva în starea lui de sănătate? Care ar fi pașii, primii pași? Eu promovez foarte mult în ultima vreme termenul de optimizare a stării de sănătate, în ideea de a mă adresa nu doar oamenilor care au deja probleme de sănătate evidente, ci și celor care se află într-o stare de sănătate aparentă și doresc să-și îmbunătățească starea de sănătate sau să primească în viața lor un mai bine. Am de asemenea ideea că această stare de bine, atunci când privim asupra ființei noastre, este necesar să avem o abordare holistică, adică să privim ființa din mai multe puncte de vedere corelate. Suntem în postul Paștelui. Este un post foarte important pentru noi toți românii, dar și un prilej, în afară de componenta spirituală a postului, firește, este poate și un bun prilej pentru detoxifiere. Dacă puteți să ne spuneți cam care ar fi beneficiile postului? Aceste posturi, care sunt prilejuite de tradiție, sunt un prilej foarte bun prin care oamenii sunt îndemnați să facă o schimbare în obiceiurile lor alimentare. Eu insist totuși să spun că obiceiuri alimentare bune este necesar să învățăm și să le implementăm pe toată durata vieții noastre și nu doar pe perioada posturilor. Un obicei alimentar bun, care ar fi? Credeți că este potrivit pentru oricine ar fi potrivit să renunțe, de exemplu, la consumul de carne? Am un punct de vedere pe care nu neapărat o consider împăciuitor, dar cred că este un punct de vedere mai armonios. Cred că soluțiile nu sunt universal valabile. Soluțiile se adresează persoanei, se adresează cazului în sine, fiecărui om. La baza unei alimentații sănătoase, corecte, ar trebui să stea predominant legumele, fructele, cerealele. Aș spune că consumul de carne ar trebui să fie redus la minimum, iar dacă totuși cineva dorește și nu poate renunța, ar fi bine să opteze predominant pentru pește în diverse forme și poate, în cazul în care cu adevărat simte nevoia, să mănânce pui. Dar aici este necesar să fie atent la proveniența cărnii de pui. De cele mai multe ori oamenii așteaptă rezultate rapide în momentul în care încep o cură de detoxifiere sau chiar hotărăsc modificarea stilului de viață și renunțarea la anumite alimente, așteaptă rezultate rapide să se întâmple. Ele nu se întâmplă chiar atât de rapid. Dar totuși, sunt anumite semne de îmbunătățire a stării de sănătate. Cam care ar fi acelea pentru a le recunoaște și a avea curaj de a continua pe acest drum? E o întrebare excelentă. Și eu sunt de părere, și e o părere verificată în practică, aceea că rezultatele în orice demers, și mai ales în ceea ce privește schimbarea unui stil alimentar, rezultatele, să spunem, durabile și puternice apar undeva după 3 luni, 6 luni și poate chiar mai mult. Schimbarea unui stil de viață, unui stil de alimentație,
este necesar să se facă de asemenea într-un timp relativ mai lung. Însă, așa cum întrebați dumneavoastră, există anumite semne care apar și timpuriu. Vă spun și din propria experiență și din ceea ce mi-au relatat unii dintre pacienții mei sau dintre prietenii mei sau dintre cei pe care, să spunem, i-am îndrumat sau cei care mi-au împărtășit din experiența lor. Rezultatele unui stil de viață mai sănătos sau unui stil de a te alimenta mai ușor, de exemplu, cum este cel din post, rezultatele imediate sunt, în primul și în primul rând, o senzație de ușurință în ființă. Somnolența, care pe foarte mulți dintre noi ne cuprinde adesea, dispare sau se diminuează foarte mult. O senzație de limpezime a minții. Foarte mulți oameni își obțin lipsa de somnolență sau starea de trezie și de limpezime a minții cu cafea. Se poate obține o stare asemănătoare doar prin faptul că începem să renunțăm la niște alimente grele care ne îngreunează bunul mers al organismului. În timpul postului, ne reîntoarcem la post, foarte multe persoane consumă mai multe paste făinoase în detrimentul legumelor și fructelor, cartofii. Ce părere aveți despre acest tip de alimentație în timpul postului? Aduce el beneficii? Eu de asta spuneam puțin mai înainte. Schimbarea obiceiurilor alimentare în bine este necesar să se facă pentru toată viața și nu doar pentru perioada postului. Aici aș putea să spun că este încă foarte mult de făcut în domeniul educației oamenilor în ceea ce privește alimentația sănătoasă. Și când spun, nu mă refer doar la a vehicula cât mai multă informație în acest domeniu. Și acest lucru este necesar. Iar în special la noi în țară, doar în ultimii ani au început să existe într-adevăr, să spunem, campanii serioase în ceea ce privește alimentația sănătoasă. Este încă foarte mult de făcut în ceea ce privește informarea oamenilor cu privire la alimentația sănătoasă. Însă eu vreau să spun mai mult decât atât. Este foarte important să se pună accentul pe inițiative practice. Nu doar să povestim oamenilor ce înseamnă să mănânci sănătos, ci să îi învățăm în mod practic cum să mănânce sănătos, cum să-și gătească acasă sănătos, cum să cumpere ingredientele care să fie sănătoase. Deci este o muncă de educație practică. Și aici pot să spun că este domeniul în care eu îmi doresc să mă implic cât mai mult. Există foarte mulți specialiști în domeniul nutriției, foarte mulți medici specializați, diabetologi, nutriționiști, endocrinologi, care vorbesc foarte mult și cu miez despre alimentație sănătoasă. Eu simt să mă implic foarte mult în ceea ce privește latura practică. Adică să oferi omului soluții practice, cum să-și aleagă alimentele, cum să gătească, un curs de alimentație sănătoasă. Mai mult decât atât, fără să dau nume, m-am implicat în organizarea unui mic restaurant de tip fast food cu mâncare sănătoasă, ovă lactă vegetariană, tocmai în ideea de a oferi o soluție practică oamenilor, pentru că nu toți oamenii știu să gătească, nu toți oamenii știu să-și cumpere ingrediente necesare, nu toți oamenii au timp pentru asta. Postul aduce cu sine, în principiu, așa cum spuneam, restricția de a mânca alimente de origine animală. Sigur, așa cum a spus, oamenii, pentru că nu întotdeauna știu să diversifice sau să aleagă din restul alimentelor, au tendința să mănânce foarte multe paste făinoase, foarte multă pâine, foarte multe chiar dulciuri care nu au, spunem, lapte și ouă, dar sunt pline de zahăr și de făină. Mi se pare foarte ciudat acel, de exemplu, acea brânză de post sau cașcaval de post, care e un fel de ciudățenie. Adică aș spune și sper să nu fiu înțeles greșit că mai degrabă mănânci brânză sau cașcaval obișnuit decât să mănânci acel cașcaval așa zis de post, care este o mâncare super procesată și care cu siguranță nu oferă nimic bun, dimpotrivă, cred că produce niște perturbări la nivelul ființei. De asemenea, există toate produsele din soia. Eu nu sunt împotriva de a mânca produse din soia. Există foarte multe produse din soia care, în afară de faptul că au ca bază proteina din soia, au foarte mulți amelioratori, au foarte multe euri și dacă stai și te gândești bine, s-ar putea ca ingestia lor să provoace mai mult rău decât bine. Singur. De asta e un îndemn oamenii să citească cu mare atenție ce scrie pe ambalajul tuturor produselor,
și îi îndemn de asemenea să cumpere cât mai multe lucruri din piață și nu să din mergem supermarketuri. Mergem un pic spre simplitate, nu? Ajungem, ingredientele de boabele bază. De soia și le preparăm ingredientele acasă. Ingredientele de bază să fie, dacă se poate, nu neapărat din procesate sau din supermarket. Nu am nimic cu supermarketurile, dar... Nu, firește. Din supermarket. Am citit recent un studiu care spunea că acum 50 de ani 80% din produsele care se află astăzi în supermarketuri nu erau produse pe care oamenii să le mănânce, nu se găseau. Deci oamenii foloseau foarte multe ingrediente de bază. Da. Mulțumim, domnule doctor, pentru prezența în emisiune. Vă urăm succes în toate demersurile pe care le-ați început. Aveți toată susținerea și ne vom reîntâlni în cadrul emisiunii în mod sigur. Vă mulțumesc și eu. Mulțumim. Starea noastră de bine depinde foarte mult de starea de sănătate. Detoxifierea este un pas important în dobândirea ei. Să urmărim rubrica Nutriția terapeutică. Dezintoxicarea este o descărcare a organismului de toxine. Este o terapie naturală care ajută foarte mult în dobândirea stării de sănătate, mai ales că în timpul iernii consumul de vegetale este de obicei mai scăzut. Nu putem asimila substanțele nutritive dacă nu avem organismul cu cât mai puține toxine, intoxicarea fiind una din principalele cauze ale apariției bolilor. Menținând sănătatea ficatului, menținem sănătatea întregului organism. El este numit în medicina tradițională orientală generalul sau șeful statului major, pentru că, într-adevăr, este responsabil de sănătatea întregului organism, influențează activitatea inimii, a sistemului circulator, organelor digestive, rinichilor, creierului, sistemului limfatic. Litiaza sau pietrele la ficat se formează din cauza alimentației greșite, a combinațiilor alimentare necorespunzătoare și a puținelor verdețuri din dieta zilnică. Există multe metode de dezintoxicare. O metodă extrem de eficientă este cea cu sare amară, ulei de măsline și suc de lămâie, dar o recomand doar sub supravegherea și îndrumarea unui terapeut. Primăvara ne furnizează foarte multe variante. O metodă des folosită și cu rezultate foarte bune este cura cu suc de mere. Se bea doar suc proaspăt preparat cu înghițituri mici. Se beau 2 litri de suc timp de 3 zile, cam 6-7 porții pe zi, de la 8 dimineața la 8 seara. Nu trebuie consumat niciun alt fel de aliment în timpul curei. Dacă flora intestinală nu este sănătoasă, este posibil să apară un disconfort digestiv, care însă va trece. Este o metodă ușor de folosit, cu beneficii foarte mari pentru întregul organism. După cura de dezintoxicare, este bine să consumăm ceaiuri amare pentru drenarea biliară, cum ar fi ceaiul de anghinare, rostopască sau de păpădie. Nu ocoliți păpădia, care este pretutindeni în jurul nostru. Folosiți-o și în salate cu suc de lămâie și alte verdețuri în funcție de preferințele dumneavoastră. Rubrica Terapia prin lectură vă este astăzi prezentată de un invitat surpriză, cu care ne vom mai întâlni în ediția următoare într-un interviu mai amplu. Să-l urmărim pe Ioan Ghiuri Pascu într-o altă ipostază, cea de autor de carte. Cartea Viață, Adevăr, Lumină este o carte care vine cumva în continuare a primei mele cărți din 2005, care se chema În căutarea armoniei, și care în fraze scurte, în așa zise aforisme sau maxime, cum le place unora să spună, eu nu știu dacă sunt maxime sau sunt minime, dar care reflectă și printr-o alăturare neîntâmplătoare de poze, viața, adevărul și lumina, care până la urmă sunt unul și același lucru. Și pentru a trăi nu viețuiri, pentru a nu înțelege adevăruri și a nu vedea doar luminițe și a trăi viața în adevăr într-o lumină, este necesar să accesăm mai mult decât cele 5 simțuri. Cele 5 simțuri ne ajută să înțelegem realitatea înconjurătoare, cea pipăibilă, să trăim viețuiri
să înțelegem adevărul și să vedem luminița care se poate vedea cu ochiul liber, dar accesând acest al șaselea simț, avem o cheie cu care putem să ajungem la această cheie, se numește iubire. Ne apropiem de finalul ediției, când ar trebui să rezumăm conținutul întâlnirii din punctul 0 de astăzi și să stabilim reperele unei viitoare întâlniri. Am aflat astăzi despre evoluție spirituală, despre cum ne putem proteja sănătatea eliminând toxinele și despre valențele spirituale și trupești ale postului. Sunt Magda Axinte și îmi iau acum la revedere de la dumneavoastră pentru a vă da întâlnire peste exact o săptămână, sâmbăta viitoare, la TVR Iași. Până atunci, vă doresc gânduri senine!